numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Să ne bucurăm cu toții în Domnul, celebrând ziua de sărbătoare în cinstea tuturor sfinților. De mărirea lor se bucură împreună cu noi toți îngerii și într-un glas îl lăudă pe Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite Sfințile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, așa începe Sfânta Liturghie din solemnitatea de astăzi. Și ne întrebăm, de ce să ne bucurăm? Mai întâi pentru că e zi de sărbătoare, când amintim marele mister al Domnului înconjurat de toți îngerii și sfinții care cântă. La glasul și cântarea lor vrem să adăugăm și cântarea noastră. Apoi, ne bucurăm pentru că astăzi în catedrala noastră celebrăm un eveniment particular, amintirea consacrării altarului și sfințirii catedralei noastre, închinată reginei tuturor sfinților, preacurate Fecioare Maria înălțată și încoronată în cer. Maria strălucește între sfinți și ne însoțește, ne așteaptă. Și apoi, pentru că astăzi, în ajunul sărbătorii tuturor celor răposați, privim la mulțimea nenumărată a celor care așteaptă de la noi, a trecut la cele veșnice rugăciuni fierbinți, și pentru care oferim și această jertfă a Sfintei Liturghii. Cerul a fost deschis pentru noi toți, prin Iisus Hristos, Mântuitorul și Salvatorul tuturor. Pentru aceasta vă salutăm și ne bucurăm și îi cerem lui Dumnezeu iertare ca să putem celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Și aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Gloria in excelsis Deo. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dat bucuria de a cinsti într-o singură sărbătoare meritele tuturor sfinților, te rugăm că, având în fața ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la tine belșugul mult dorit al îndurării tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectură din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând: nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și-am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliul: 144.000 de însemnați din toate triburile fiilor lui Israel. După acestea, am văzut și iată o mulțime mare, pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare, în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas puternic: mântuirea aparține Dumnezeului nostru, cel care șade pe tron, și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și l-adorau pe Dumnezeu și spuneau: amin, binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria
să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: cine sunt și de unde vin cei care sunt îmbrăcați cu haine albe? I-am zis: Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a răspuns: aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Generația celor care caută fața ta, Doamne. Ale Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea, căci El le-a întemeiat pe mări și l-a stabilit peste răuri. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Cine va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica în locul său cel sfânt? Cel care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri de șarete. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Acesta va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu Mântuitorul său. Aceasta este generația celor care îl caută pe el. Lectura a doua. Îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câte iubire ne-a dăruit Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu și suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El, devine curat, așa cum El este curat. Cuvântul Domnului. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, spune Domnul. Aleluia!
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de El discipolii Săi. Și deschizându-și gura, i-a învățat zicând: Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Cine sunt aceștia și de unde vin? Ei vin din strâmtorarea cea mare și au spălat sângele, s-au spălat hainele în sângele Mielului. Excelențele voastre, preacuternici confrați preoți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. Astăzi Sfânta Biserică ne îndeamnă să privim spre înălțimi. Să privim spre ceruri, spre acea mulțime imensă pe care nimeni nu o putea număra, așa cum am auzit în prima lectură din Cartea Apocalipsului Sfântului Ioan. Acea mulțime de suflete care au ajuns alături de Dumnezeu, care au ajuns la fericirea spre care tânjește fiecare dintre noi. Aceștia sunt alături de Hristos, Mielul fără pată, îmbrăcați în haine albe și purtând în mână o ramură de palmier, semnul victoriei. Am auzit că unul dintre bătrâni îl întreabă pe Ioan: dar cine sunt aceștia și de unde vin? Nu, Domnul meu, știi. Ei vin din strâmtorarea cea mare, adică vin de pe pământ. Au trăit aici, străduindu-se să facă ceea ce Dumnezeu a voit din veșnicie, și anume să împlinească voia Sa și astfel să se poată sfinți. Ce au făcut? Nimic extraordinar. Dar modul în care ceea ce au făcut, adică binele pe care l-au făcut, a fost de foarte multe ori în mod extraordinar. Sfinții pe care cinstim astăzi nu sunt cei din calendare. Nu înseamnă că pe cei care îi întâlnim în calendar nu-i cinstim, dar majoritatea dintre ei care sunt în calendar au o zi în timpul anului în care noi îi cinstim.
Astăzi cinstim această mulțime imensă. Mulțime imensă din toate triburile și limbile pământului, care au ajuns alături de mielul fără pată, care îl însoțesc pe Hristos, mielul divin. Ce-ați spune dacă cineva dintre noi s-ar gândi să ajungă sfânt sau sfântă? Mi se pare că de multe ori noi când auzim termenul de sfânt sau de sfântă, deja ne perdem, ne speriem, ne temem. Ca și cum ar fi ceva de care trebuie să fugim. Nu, sfințenia este o necesitate. Pentru că numai cei care sunt sfinți vor ajunge în cer. Nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vom fi sfinți, nu vom ajunge în cerul. E o necesitate. V-aș propune să ne gândim în această seară pentru câteva momente la câteva exemple de persoane care au trăit pe pământ așa cum trăim și noi acum. Au fost oameni, bărbați sau femei, așa cum suntem noi, cu tot felul de inclinații, mai puțin bune sau bune, cu tot felul de probleme în existența lor, dar care acum sunt în cerul. Unii dintre ei, meditând asupra faptului că trebuie să ajungă la mântuire, adică la sfințenie, pentru că numai cei care sunt sfinți asemenea lui Dumnezeu pot să stea în preajma lui Dumnezeu. Gândindu-se la acest lucru, s-au hotărât din toată ființa lor să ajungă la sfințenie. Vă dau câteva exemple. Probabil ați auzit de Sfânta Scolastica. Este sora Sfântului Benedict. Într-una din zile s-a dus la fratele său și a spus: frate dragă, ce trebuie să fac ca să ajung la mântuire? Știi ce a răspuns fratele? Trebuie să vrei. Rețineți, trebuie doar să vrei să ajungi la sfințenie. Dar nu, rețineți, comentăm noi, nu o veleitate. Aș vrea și eu să fiu sfântă, că tare e frumos să fii sfânt sau sfântă. Nu? Aceasta este o veleitate. Vreau să fiu sfântă. Vreau să fiu sfânt. De asemenea, sora Sfântului Toma de Aquino s-a dus la fratele ei și la fel l-a întrebat: frate dragă, ce trebuie să fac ca să ajung la sfințenie? Zice, trebuie să vrei. Pentru că cine vrea și folosește mijloacele pe care le are la dispoziție, ajunge la sfințenie. Biserica este înzestrată cu toate mijloacele prin care noi putem ajunge la sfințenie. Și nu la orice sfințenie, la o mare sfințenie. O altă sfântă pe care o cunoaștem mai bine, Sfânta Tereza a Pruncului Iisus. În momentul în care a intrat în mănăstire, ea și-a luat această lozincă, această hotărâre. Vreau să fiu o mare sfântă și nu o sfântă pe jumătate. Și o avem pe Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, care nu este o sfântă pe jumătate, ci este doctor al bisericii și ne propune calea copilăriei spirituale pentru a ajunge la sfințenie și la mântuire. Și am putea adăuga și alte exemple. Dar să ne gândim, nu cumva este o utopie să ajungi la sfințenie? Hotărârile acestea pe care le-am auzit luate de aceste persoane? Sau nu cumva este un semn de orgoliu? Un semn de prezumție că noi putem ajunge la sfințenie, că oricine putem ajunge la sfințenie. Iubiți credincioși, să știți că nu e deloc mândrie sau orgoliu să vrem să ajungem la sfințenie. Nu. Este, spuneam mai înainte, o necesitate.
Dacă vrem să ne convingem de lucrul acesta, trebuie să-l ascultăm pe Sfântul Paul, care ne spune așa: aceasta este voința lui Dumnezeu, sfințirea voastră. Aceasta este voința lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să ajungem cu toții la sfințenie, indiferent de vocația pe care o avem. Și cei căsătoriți trebuie să ajungă sfinți, și cei care sunt în mănăstire trebuie să ajungă sfinți, și preoții trebuie să ajungă sfinți, și episcopii, și papii, toți, toți care suntem membrele trupului mistic al lui Hristos, trebuie să ajungem sfinți. Trebuie să ajungem sfinți. Sigur? Fiecare în funcție de vocația pe care o are, va avea și un anumit grad de sfințenie la care Dumnezeu îl cheamă. Dar minimum de sfințenie trebuie să aibă fiecare credincios. În ce ar consta acest minim de sfințenie? Înseamnă a fi mereu în starea Harului Sfințitor. Pentru că cine este în starea Harului Sfințitor este sfânt sau sfântă. Trebuie să fim eliberați de orice păcat de moarte. Și când nu avem niciun păcat de moarte și suntem în starea Harului Sfințitor, suntem sfinți. Iar dacă cineva dintre noi moare în această stare, moare în stare de sfințenie și ajunge la mântuire. Deci, vedeți? Trebuie să avem această situație. Fiecare dintre noi în această seară suntem invitați să ne gândim. Eu, dacă acum, în timpul liturghiei, m-a chemat Dumnezeu la dânsul, sunt în starea Harului Sfințitor? Dacă nu, înseamnă că sunt un păcătos. Și dacă m-ar chema Dumnezeu acum, m-aș o zândi pentru totdeauna. Să ne gândim la sfințenia la care Dumnezeu ne cheamă, nu la sfințenia aceea extraordinară, aceea sfinților care au făcut minuni. Că noi de foarte multe ori confundăm sfințenia cu darul minunilor. Nu. Sfințenia nu înseamnă a face minuni. O parte dintre noi am trăit și ne-am întâlnit cu sfinți acum pe pământ. Și mai trăim și astăzi între persoane care duc o viață sfântă. Printre cei care sunt acum în biserică sunt persoane care sunt sfinte, care dacă vor continua, vor persevera în starea Harului Sfințitor și în practicarea virtuților, vor ajunge în ceruri. La ce mă refer când spun că ne întâlnim cu sfinții? O parte dintre dumneavoastră l-ați văzut pe Papa Ioan Paul al II-lea. Dacă nu l-ați văzut direct, l-ați văzut la televizor, pentru că nu sunt mulți ani de când a trecut la Domnul. Și iată, biserica l-a declarat sfânt. Unii dintre noi am avut șansa să ne întâlnim cu Papa Ioan Paul al II-lea. N-a făcut lucruri extraordinare, ci cu toate acestea este declarat biserică sfânt. Unii poate ați întâlnit-o pe Maica Tereza din Calcuta. Ați văzut-o. Era o femeie ca toate celelalte. Sigur, cu viață consacrată. Dar era o persoană simplă și modestă ca toți ceilalți. Și biserica a declarat-o sfântă. Deci, vedeți, sfințenia nu include obligatoriu darul de a face minuni sau de a face profeții sau cine știe ce alte lucruri extraordinare. Sfințenia înseamnă o viață normală de creștin. Am auzit de-a doua lectură unde se spune că iată cât de mare este demnitatea noastră. Suntem fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a constituit fii ai Săi. Dacă Dumnezeu este sfânt, iar noi suntem fiii Săi, nu e logic și normal ca noi să ducem o viață sfântă? Pentru că așa dovedim că suntem fiii lui Dumnezeu, ducând o viață sfântă. Este nevoie să ne reconsiderăm modul nostru de a gândi și de a acționa atunci când este vorba de sfințenie. În primul rând, să nu ne speriem de sfințenie. Este o necesitate pentru fiecare dintre noi. Apoi să nu uităm că nu este imposibil să ajungem la sfințenie. Unii ne plângem că nu putem, timpurile noastre sunt grele, că înainte erau mai ușor să se sfințească oamenii. Totdeauna spunem că înainte era mai ușor, acum este mai greu. Dar când erau războaie, când erau
morime, tot felul de boli, când erau persecuții, acei oameni cum s-au sfințit? Noi, mulțumim lui Dumnezeu, avem pace. N-avem boli molipsitoare care să răspândească stânga și dreapta, să ne sperie. Nu. Și de ce timpurile noastre nu sunt potrivite pentru a duce o viață de sfințenie? Nu, sunt foarte potrivite. Acum este timpul potrivit, acum este ora mântuirii. Acum. Nu mai târziu. Acum trebuie să ne străduim să intrăm pe poarta cea strântă și pe calea cea îngustă. Pentru că numai așa se ajunge la mântuire. Nu pe poarta cea largă și pe calea cea mare și largă pe care merg mulți, cum spune Iisus, și care se termină cu o sânda veșnică. Scrisoarea către Evrei spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului. Trebuie să ne împotrivim păcatului chiar până la sânge. Martirii au făcut lucrul acesta. O parte dintre ei, astăzi îi amintim, sau mai bine zis, îi amintim pe toți martirii. Iată, iubiți credincioși, câteva gânduri care ar trebui să le medităm, să ne gândim serios la ele. Pentru că într-o zi trebuie să fim și noi în marea mulțime a celor care, despre care vorbește Sfântul Ioan. În acea mulțime de toate rasele, toate limbile, toate națiunile Pământului. Acolo trebuie să fim și noi. Ca să ajungem acolo, trebuie să ținem cont de ceea ce ne învață Sfântul Apostol Paul, care spune, toate le pot în acela care mă întărește și care toată viața lui a luptat, spunând, a luptat lupta cea bună, mi-am păstrat credința, acum aștept coroana învingătorului, pe care Domnul Hristos mi-o va da. Dar nu numai mie, ci și tuturor celor care așteaptă cu iubire venirea Lui în slavă. Acesta este drumul pe care trebuie să mergem. Să privim în înaltul cerului, să-i admirăm pe cei care sunt acolo și să implorăm pentru că aceștia sunt frații și surorile noastre care ne așteaptă, ne așteaptă în cerul. Și pentru aceasta se roagă ca Dumnezeu să fie milostiv cu noi și să ne dea și nouă harul de a ajunge acolo. Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai chemat la sfințenie. Tu singur ești sfânt, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Ne-ai împărtășit și nouă sfințenia Ta prin Sfintele Sacramente. Și acum ne susții prin aceste sacramente să mergem pe drumul sfințeniei. Ajută-ne să mergem pe acest drum, ca la capătul lui să ajungem și noi, ca împreună cu toți îngerii și sfinții să te preamărim pe tine, care ești Creatorul și Mântuitorul nostru. Amin. Frăților preiubiți, celebrându-i astăzi pe Sfinții Bisericii noastre, cei care îl preamăresc pe Dumnezeu, suntem invitați să-i urmăm. Ei se roagă pentru noi, pe drumul nostru pe care trebuie să mergem. Fundamentul întregii noastre sfințenii este credința noastră. Aceea astăzi, cu bucurie, împreună, cu această speranță în suflet, reînnoim credința spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii,
Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creiat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta ta și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este încălzit și preamărit și a grăit prin proroși. Catolică și apostolică, biserică, mărturisesc cum botez, la păcatele Tatălor, aștept învierea morților și viața viatului. Fraților prea iubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească pururi în sfințenie, să înălțăm acum cu încredere către Cel Sfânt rugăciunea noastră spunând. Doamne Iisuse Hristoase, bucuria tuturor sfinților, fă ca sfințenia lui Dumnezeu să strălucească tot mai mult în cuvintele și faptele tuturor acelora care alcătuiesc biserica ta. Te rugăm, ascultă! Revarsă harul tău asupra Sfântului nostru Părinte Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru, asupra Episcopului Auxiliar Aurel și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul ce le-a fost încredințat de tine. Te rugăm, ascultă! Celor ce ți s-au consacrat, dă-le harul să tindă mereu spre perfecțiunea iubirii și astfel să fie imbolt spre sfințenie pentru frații lor. Te rugăm, ascultă! Învață-i pe cei apăsați de suferință să o ofere Tatălui în unire cu pătimirile tale pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite puterea Duhului Sfânt ca să ne transforme întreaga ființă, precum transformă pâinea și vinul în trupul și sângele tău. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește-i pe cei nepăsători din lâncezeală și primește-i cu milă părintească pe aceia care, cu suflet căit, se întorc la tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dă răposaților noștri să se bucure de contemplarea sfințeniei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule preasfânt, Tu dorești ca toți credincioșii Tăi să fie sfinți asemenea Ție. Prin mijlocirea Sfinților Tăi, dă-ne harul să-L urmăm și noi necontenit pe Hristos, calea noastră, pentru ca astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumusețea feței Tale. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Plăcute să-ți fie, Doamne, darurile pe care ți le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că ei se bucură de siguranța nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu tine. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor locul este, să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic Dumnezeu. Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel Sfânt, care este mama noastră, unde frații și surorile noastre, deja adunați împreună, cântă și preamăresc numele Tău. Noi, cei care călătorim pe pământ, ne grăbim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii, pe care ne-ai dat prieteni și modele de viață. De aceea, uniți cu mulțimea nenumărată a îngerilor și a sfinților, cântăm și noi cu bucurie imnul măririi Tale. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cine luând patirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere de morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să o dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocere sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte Milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți-te învățătura sa dumnezeiască. Îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-le, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub mine, dar spune numai un cuvânt și se va tămălui în suflet.
Să ne rugăm. Te adorăm, Dumnezeule, care singur ești sfânt și ești minunat întru toți sfinții tăi. Și te implorăm să revești harul tău și asupra noastră, pentru ca desăvârșindu-ne în plinătatea iubirii tale, să ne treci de la această masă la care ne-ai primit ca pelerin, la ospățul pregătit în patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Zia voastră, zilei voastre, părinți concelebranți, dragi iubiți credincioși, trăim acum și împărtășirea sfinților, acea comuniune a tuturor celor care sunt în cer, care sunt în purgator și care sunt pe pământ. Acum, în acest moment, când gândirea noastră și privirea noastră s-a îndreptat spre ceruri, o oprim și asupra celor care poate așteaptă în purgator, care așteaptă de la noi rugăciuni, ca să-i putem cu adevărat ajuta, ca ei la rândul lor să ne ajute pe noi. Acest mister al comuniunii noastre cu sfinții, cu cei din purgator și cu toți de pe pământ și cu toată comunitatea, este un dar al lui Dumnezeu. Ne unim așadar cu toți cei care în această zi, seara și zilele care urmează se îndreaptă spre cimitir. Ne unim cu toți cei care sunt pe calea undelor uniți cu noi prin intermediul internetului, ca să-i amintim pe cei dragi ai noștri. De aceea îi amintim pe episcopii noștri, pentru care ne rugăm, Nicolae Iosif Camili, Iosif Salandare, Dominic Șachet, Alexandru Cisar, Mairobu, Marco Glazer, Petru Plesc. De asemenea, îi amintim pe toți preoții care au activat în parochia noastră, mai ales perioada recentă, Dumitru Romil, Anton Gavor, Gaspar Bachmer, Alfons Donia, Iosif Pal, Carmil Tocanel, Ioan Părțac, Carmil Gergelios, Simon Iosif, Eduard Sechel, Dumitru Patrașcu, Ioan Jicman, Gheorghe Vameșiu, Anton Ghiurcă, Pavel Cojocaru, Francis Gârleanu, Ioan Gabor, Petru Gabor, Petru Martinescu, Isidor Mucanu, Dumitru Gau. Și amintim și pe cei care au activat în seminar și care au avut și în parochie activități. Francisca Beni, Gheorghe Peț, Ioan Martinaș, Anton Trifaș, Andrei Gherguț, Rafael Friedrich, Leopold Nesmo, Ioan Jicman, Anton Sar, Anton Gabor, Alois Donea, Alfons Donea, Iosif Gergel, Ioan Ciuraru, Gheorghe Petrașcu, Gheorghe Lenghen, Eduard Sechel, Anton Budău, Petru Mareș, Francisca Zanel, Anton Ghiurcă. Îi amintim de asemenea și pe seminariștii care au trecut la cele veșnice în ultimul timp, Ioan Corrocaru, Iosif Stoica, Enesel Valentin, Robert Eugen Pătrășcan, Alin Gurgu, dar și pe profesorii laici care au lucrat în seminar pentru creșterea viitorilor preoți, Tiberiu Rață, Francisc Herciu, Ioan Bulai, Ioan Corrocaru, Ioan Martinaș. De la Dumnezeul milostivirii, în anul milostivirii, cerem darul, harul, ca ei să se bucure în împărăția cerului și să mijlocească pentru noi. Măreț biruitor ale morții, Iisuse farnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viață ne-ai redat.
Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, vei reînvi pe aceia care pierd iarășarul baptismal. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Către tine, Doamne, dintr-o adâncuri stric către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Către tine, Doamne. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul episcopilor, preoților și răpățaților noștri, pentru că răscumpărați din moarte, iertați de păcate, păcați cu Tatăl și purtați pe umirii bunului pastor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța
care se află în adâncul inimii mele. Doamne, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru, invocăm cu stăruință, Doamne, milostivirea Ta pentru slujitorii Tăi, episcopii noștri, care au lucrat cu sârguință pentru răspândirea credinței și pentru preoții care au lucrat în comunitatea noastră ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta, prin Hristos Domnul nostru. Dumnezeule, Tata totputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat, te rugăm ca frații și surorile noastre pentru care ne rugăm, care în această credință au plecat dintre noi, murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Credințăm Preacuratei Fecioare Maria pe toți cei pe care noi am amintit în această seară, episcopi, preoți și credincioși, în care suntem datori de a ne ruga ca ea, mama noastră cerească, să îi ocrotească și să-i facă fericiți lângă Fiul Său iubit. Și spunem, Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem credincioși de păcătuințele lui Hristos,
să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reveri șarul Tău pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerii al lui Dumnezeu, odihna cea veșnică dă-le lor, Doamne, și lumina cea veșnică să se odihnească în pace. Amin. Domnul să fie cu voi. Fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.